Filiala Galați. În prezența dumneavoastră, observați, avem un distins domn președinte al Uniunii Artiștilor Plastici, Gărgean Dăescu. Un alt coleg deosebit, care este membru Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Galați, un foarte bun portretist și un foarte bun colorist, realizator de nut, după cum vedeți, prezentat acolo, domnul profesor Marius Lucu. La mine nu mai e nevoie, practic. În altă ordine de idei, mi-am propus ca această galerie, care, după cum observați, a fost renovată recent de către primăria orașului Jumat, consilierii locali, mulțumesc consilierilor locali și domnului primar pentru un lucru minunat care a fost realizat în acest spațiu cultural, după cum observați. Renovat, nou, totul va fi nou. N-au reușit încă să realizeze fațada, că de urmă să facă și lucrul ăsta. Ceea ce vreau să vă spun este că, în curând, această galerie, Nicolae Tănița, a fi o galerie la nivel european. O galerie cu brand.
În primul rând, pot să vă anunț că vor fi montate monitoare. Monitoare care vor fi conectate la internet. Cu vizionare la nivel mondial, european, mondial, expoziția care are loc în clipa de față, cu traducere în limba engleză. Iar lucrările artiștilor care vor fi expuse aici vor fi licitate online, în direct, în bursă. Am văzut lucrul ăsta în Cluj. Am văzut în Franța, am văzut în Monaco, am văzut în alte țări super civilizate. Există și în România locații, dar orașul și municipiul Dunăre încă nu le așa. Mai doresc. Astăzi, după cum ați observat, dimineața a fost o zi semin-soare, frumos. O definiție a acolo. Astăzi, după cum se vede la ora ta, tot mai în ora ta, nu-i problemă. Mulțumesc colegilor și prietenilor, profesor la Colegiul Codreanu, mulțumesc prietenilor care iubesc arta și au venit astăzi, mulțumesc elevilor care au venit astăzi, de la Colegiul Pădreanu și de afară în Bărbuș. Mulțumesc prietenilor, Gabi Calveș, prietenilor, bun, foarte sunt prietenii mei. Avem acolo spațiu de distribuitor de arte. Chiam Vlad pe un prieten de trebuit. Mulțumesc iubitorilor de arte care ați venit astăzi și v-ați făcut bine pentru a viziona această minunată expoziții, aș putea spune, la nivel monumental. Burlada nu a avut așa ceva. Astăzi este prima zi. Domnul președinte, în colaborare cu domnul președinte, aluminea acestor partii și Fiera Galați, în colaborare să aducem pe viitor artiști de valoare, artiști cu forță, care pictează și tânăr de bine. Am prieteni în Ucraina, în Polonia, Republica Moldova, în Ungaria, care sunt foarte bun colorești, care lucrează. Cu ajutorul consilierilor locali, avem domnul consilier Ivan, care l-avem aici alături, domnul profesor și consilier Andrei Ivan. Mulțumim pentru că au venit. În partea consilierilor și prietenilor. Avem domnul profesor, doctor universitar, în Cudii de Republica Moldova. L-avem aici, prezent față de noi. Deci, așa trebuie să fie, la nivelul ăsta. Eu atât am avut să vă spun. Mulțumesc în continuare primăriei și consiliului local și domnului primar și consilierilor care au făcut un efort deosebit pentru a se realiza un punct de cultură, un spațiu care să fie și să reprezinte orașul, să reprezinte municipiul. Asta e un lucru esențial. Majoritatea orașelor europene au calendar, au spații funcționale, au spații de cultură, unde se poate vedea o piesă de teatru, se poate realiza, pe exemplu, un recital de vioară, un recital de chitară, un lucru cultural frumos, în care publicul vine o jumătate din oră, vine o oră. Dom'le, am văzut ceva deosebit, într-un cadru deosebit, într-un lucru extraordinar. Nu așa că ar trebui să se petreacă de acum încolo. Salut prezența colegului meu, Sergiu Pascu, acolo în spate, profesor de arte. Doamna profesoară Vărdea Ramanicu, Cășcanu, doamne deosebită. Atâtea carte au fost asta, care ați luat la loc. Trebuie să aici.
Mulțumesc tuturor. În continuare, voi dori foarte, foarte mult în prezența domnului președinte al Uniunii Artiștilor Plastici Liliana Galați, Eugen Drescu, să vă spună câteva cuvinte despre această expoziție. Vă rog, domnul președinte. Un oraș însetat, văd eu de artă. Un oraș în care am descoperit doi prieteni deosebiți. Văd că acum are această prietenie slăgește. E vorba despre cei doi expozanți. Îl iert pe Romeo Pălie pentru că a avut puține emoții și nu am prezentat pe al patrulea expozant. E vorba despre Jean Andreescu, artist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, decorat cu meritul cultural prin ordin prezidențial. Dar, scuzați. Revin la această expoziție pentru că ea este un semnal puternic pentru această zonă din sudul Moldovei. Este un semnal puternic prin faptul că existați. Este un semnal puternic prin faptul că se produce artă. Este o pepenieră prin acest liceu, o pepenieră de fabricare de noi talente. Îi aveți pe cei doi protagoniști din localitate care au ce spune. Când s-au manifestat plenar în cadrul expozițiilor sau a salonelor sau a tabelelor de creație, s-au manifestat destul de important ca, nu ca pondere, ci ca valoare. Expoziția de față este, după părerea mea, un semnal tras autorităților din această zonă de sud a Moldovei, prin faptul că se poate face artă la nivel profesionist. Este, trăim într-o lume în care totul este confuz. Lumea este într-o mare derută, arta este într-o mare derută. Se amestecă profesionismul cu amatorismul. Se amestecă oamenii care știu și oamenii care spretind că știu. Se amestecă oameni care au valoare și oameni care nu au niciun fel de valoare. S-au inversat valorile în ultima parte a trăierii noastre. Acest semnal al dumneavoastră care vine dintr-o localitate, aș putea spune, care până acum nu a însemnat foarte mult pe, în arealul artistic al țării. Iată că, prin vrerea acestor doi artiști la Galați, de la Apărdar, cu aportul al meu și al soției mele, cred eu că vom face să despară granițele acestea care ne despart Vaslui, Bârladul, Galați. Va trebui să fim un cer polarizant în care să emitem în toată țara, să spunem aici sunt valori, aici trăiesc artiști. Ce să vă spun? Vă spun că Romeo Pălie este un artist foarte prolific. Să vă spun că Romeo Pălie, unde merge și unde ne-am întâlnit în tabele de creații, vă spuneam că acolo unde am mers cu Romeo Pălie și cu colegul lui, el s-a remarcat într-un gestualism, aș putea spune, exagerat. Exagerat în sensul că este mare iubitor de natură. Observați cu câtă pasiune și cu câtă căldură pune culoarea pe pânză. Observați cu câtă vigoare și stăpânește bine suprafața de lucru. Este un artist care lipsește multora dintre noi. Lipsește acest curaj, lipsește această bonomie în a pune culoare. Lipsește, ne lipsesc la mulți această grandoare cu care punem culoarea pe pânză. Aș putea spune că este preocupat de natură în detrimentul compoziției. Compoziția are structurală în el. Adică nu se poate desprinde, pentru că odată ce ai un astfel de talent, compoziția este inclusă. Ce să-i spun, Romeo? Să continue?
bineînțeles, cu aceeași pasiune, cu aceeași pasiune, cu aceeași nerv, cu aceeași nerv, cu aceeași iubire față de, orașul dumneavoastră, exact. Cel prieten al meu, Lupu, Vasile Lupu, nume mare, nume cu rezonanță istorică. Dar Vasile Lupu, aș putea spune că încearcă să fie mai cerebral decât colegul lui. Încearcă să fie mai cerebral în sensul că adâncește mai mult problematica punerii culorii pe pânză. De aceea lucrează mai încet. De aceea lucrează, cum să spun, mai elaborat. Probabil că lucrările lor vor fi puțin mai profunde, mai subjugate interesului compozițional. Dar amândoi se completează perfect. Amândoi fac cinste acestui oraș. Jean Andreescu, v-am spus, acuarelistă, grafician și foarte bună coloristă. Vine în compensația tuturor niște lucruri de mare sensibilitate. Nu pot să spun mai multe despre soția, despre lucrurile mele, parcă mai puțin. Probabil că am lăsat câteva cataloge să facă, cum să spun, o descriere cât de cât mai amplă asupra noastră. Dar nu suntem noi importanți aici. Dumneavoastră sunteți importanți. Cei doi și cei care vor veni și vor fi sateliții celor doi. Felicitări dumneavoastră, felicitări artiștii. Tu? Mai puțin. Bună și domnul Marius Lupu, domnul profesor Marius Lupu, câteva cuvinte legate... Exact câteva cuvinte, deci eu... Câteva cuvinte. Prefer să cred că fiecare lucrare are câte un mesaj și lucrările vorbesc de la sine, așa că admirare plăcută, declarăm expoziția deschisă. Vă mai rețin un minut, exact un minut. În acest moment, intru un fiu al Bulbradului, renumitul doctor chirurg Ștefan Chicoș. Să-și pună masca. Să-și pună masca. Da. Te-a prezentat Gigi, acum ai intrat. Când am ajuns mai târziu. Da. Bună ziua! Doamna doctor Chicoș. Cu succes! Cu doamna doctor Liliana, cu fiica. Acum, cum vreau să vă dea? Aș dori, domnul doctor, un inibitor de artă. Vă rog, mă ascult să ne spună și nouă câteva cuvinte. Ca să vadă lumea cum arată la față. Pe roșii ne domnul doctor, vă rog și domnul inibitor de artă. Este foarte greu să faci o expoziție, este foarte greu să faci o colecție. Trebuie să ne numărați ore în care trebuie să colecți cam toată țara, cam toate județele, să vezi, să aduni, să stai de vorbă cu maestrii, să înțelegi ce a vrut să expună, să exprime fiecare pictor în parte. Sunt lucrări mai vechi, lucrări mai noi, interbelice, care sunt destul de scumpe, destul de cumpărate, dar și lucrări contemporane, care sunt de o valoare, zic eu, corespunzătoare timpului pe care îl trăim. Eu ce să spun? Prietenul meu, domnul Andreescu, muzeograf, scenarist la teatru, de revistă, din scenograf, are o veche experiență în această materie. De la operele de artă care nu au fost întotdeauna prea viu colorate, dar care au avut o anumită profunzime, și până la costumația de diferite opere pe care le-a prezentat la Teatrul de Revistă din Galați. Eu vă mulțumesc pentru căzuroasa primire, fiul al Bărlapului, și am venit cu toată plăcerea.
Pentru privirea de sate. Asta vreau, deci, expoziția, interacțiunii, fiecare trebuie să spună ceva. Ai un punct de vedere. Să spună trei cuvinte dacă spune un lucru important. Sunt din public, sunt din, din lumea în sine, din cei care sunt din viitor de apă. Un consilier cu cap. Deci, interacțiunea puternică. Aș invita foarte mult pe Vlad, pe eu, din spate de acolo, vă rog, domnul Vlad, haideți, veniți să-l faceți, haideți. Haideți, sunteți colecționari. Sunteți colecționari de artă. Vă rugăm frumos. Aici, alături de domnul președinte al dumneavoastră. Ce ne spuneți undeva cu vin? Sunt colecționari, dar nu am stat niciodată. Așa și cu camac. Doar câteva cu vin, dar așa. Nu, mai mult face decât vorbim. Exact. Spune ceva, nu am experiența ta. Nu, dar spune așa cum simți. Deci, ce simți? Ceea ce simți frumos. E cam indus povestea. Ce am? E cam indusă de capul. Da. Să spună. Să ne bucurăm de artă, de ceea ce trăim acum. Așa. Hai lucrurile. E pentru și colegul meu că asistăm acum la singurul eveniment și e cu care eveniment. Este un eveniment. Eu ca istoric absolut așa îmi cadrez. Nu se poate spune că la Bulat nu a existat o activitate culturală chiar în acest domeniu. Eu știu, gradați, negradați, înregimentați, neînregimentați, e cu tot o altă problemă. Nu ar fi putut să apară nici el și nici alți colegi dacă aici n-ar fi existat acest climat. Și când spunem că abia acum Bârladul s-a ridicat, este o altă eroare. Bârladul poate mai mult decât alte localități din zonă, brandul lui este de oraș cultural. Am încercat să fim la nivel economic, industrial, a fost, s-a terminat, dar cultura, cel puțin, suntem de peste 200 de ani. Iar în domeniul acesta, nu știu, măcar dacă ne gândim la Tomiță, dacă nu spunem de altceva, da? Deci sunt branduri cu caracter măcar național. Ce trebuie să spunem? Este un eveniment interesant, pentru că ne-au adus deja doi colegi de-ai noștri pe care să-i cunoaștem mai bine în această impostură, pe care trebuie să știm să-i apreciem, așa cum ar trebui să facem cu toate valorile vârlădene și de ce nu, să ne dorim în continuare aceeași colaborare, atât la nivelul Moldovei Meridionalis, partea, partea cea mai sudică, pentru că noi eram partea asta mai nordică a Moldovei Meridionale, deci ce înseamnă Galați. Galațul la 125 de km de Vârlad, Iașu la 125 de km, Bacău la 110 km. Deci, vedeți, undeva a existat o efervescență în toate domeniile, stimați prieteni, în domeniul literar, în domeniul, spunem noi, deci artelor vizuale, în domeniul istoric, în domeniul științific. Deci lucrurile astea fac încă o dată din oraș, din Bârlad, un oraș deosebit, iar în cele patru ediții al istoric Bârladului pe care le-am editat, am ocupat un loc deosebit, am acordat un loc deosebit mișcării culturale și culturii bârlădene. Iar acum, și cu asta absolut vă încheia, așa într-un fel de avant-premier, am început să lucrez la istoria culturală a Bârladului. Și categoric, evenimentul de astăzi va fi onorat prin prezența dumneavoastră și mai ales prin lucrările pe care le-am să prezentăm. Vă mulțumim și așteptăm și alte favori. Putem declara expoziția deschisă pentru vizionare. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi și ați fost alături din
prieteni și viitori de artă, colegi, artiști, puteți să vă orientați la ce lucrare. Deci eu ar ta bine pe colecția fiecare cu de lucrare de Thank you.